cei cu caravana aceasta de vizite în Republica Moldova? În primul rând, eu vreau să fiu corect înțeles, ca om de stat, consider că aceste vizite, orice vizită a unui demnitar de rang înalt, că este vorba de prim-ministru Poloniei, domnul Tusk, care noi ne cunoaștem, că este vorba de domnul Scholz, care nu ne cunoaștem, dar este o persoană importantă. Eu cred că orice vizită a unor demnitari străini în Republica Moldova este un element bun pentru imaginea Republicii Moldova. Despre Moldova se vorbește, se aude și acesta este un lucru bun. Dar, și acesta este un dar foarte mare. Atunci când aceste vizite au loc în timpul perioadei electorale, dar noi suntem în plină perioadă electorală, 60 zile perioadă electorală, doar ultimele 30 campanii electorale, atunci evident că apar foarte multe întrebări. Pentru că mare majoritate acestor vizite au ca scop să susțină actualul președinte Maia Sandu. Și atunci îmi pun întrebarea, dar cei care vă asociați așa mult și faceți foto acum cu Maia Sandu, vă asociați și vă asumați criza de imagine după ce Maia Sandu va pierde aceste alegeri? Gândiți-vă bine la acest lucru, stimați partenerii externi care veniți acum cu în fiecare zi aici în vizite. Eu trec de faptul că fiecare această vizită ne costă milioane de lei. Dacă ieri s-a dus la Mimi cu Tusk, pe ceilalți s-a dus la Cricova, zeci de oameni. Și asta în fiecare zi. În condițiile când avem un buget auster, pentru ce la FAO asta? Pirva vreme ciumă? Numai de ce e că să mai ajute Maia Sandu puțin? Noi înțelegem foarte bine că toți acești 4 ani Maia Sandu le-a făcut pe plac doar străinilor. Nu așa e. Și în fiecare 10 zile pleca în afara țării și mai primea o medalie. Dar Maia Sandu, acești 4 ani, s-a preocupat mai mult de interesele străinilor. Și eu înțeleg că aceștia vin să o ajute acum la sfârșit de mandat. Nu o să o ajute, eu am spus și cu altă ocazie. Chiar dacă o să vină toți șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană și o să dea ziare prin Ucurecean, prin piețele din Republica Moldova, asta nu o să ajute Maia Sandu. Pentru ce acum? Pentru ce aceste cheltuieli?